La Timișoara, nu oricine poate cânta pe stradă. Pentru a avea calitatea de menestrel, candidatul trebuie să îndeplinească mai multe criterii. Să aibă un portofoliu de piese, să aibă voce și să-și demonstreze abilitățile de a cânta la un instrument. Toate aceste calități trebuie demonstrate în fața unei comisii, a Casei de Cultură din oraș. Cine trece examenul primește dreptul de a cânta pe străzi. Cine vă recomandă? Cine să mă recomand? Vocea și talentul meu. 13 candidați au fost la audiții în prima zi la Casa de Cultură din Timișoara. Comisia, formată din specialiști, a ascultat cu răbdare pe fiecare dintre ei. Autoritățile locale ale orașului de pe Bega au decis ca pe străzi să nu mai fie afon pe post de cântăreți. Potrivit criteriilor stabilite de o comisie, menestrelii vor trebui să ia cel puțin nota 7 ca să aibă dreptul de a cânta prin cartiere și nota 8 ca să performeze în zona centrală. Pe lângă proba practică de demonstrare a abilităților, fiecare cântăreț a trebuit să dovedească la examen care cel puțin 10 piese în repertoriu. Programați în zilele următoare, actorii și dansatorii vor trebui să prezinte la rândul lor 3 momente teatrale sau 5 coreografii. În ultimul timp am primit foarte multe reclamații de la oameni care locuiesc în zona centrală a orașului și care sunt deranjați de calitatea prestării unora dintre acești artiști stradali. Este legitim, este decent. Cei care s-au prezentat la examen spun că nu au avut emoții pentru că publicul lor adevărat cu care se întâlnesc zilnic sunt oamenii de pe stradă. Eu cânt în stradă de 10 ani. Nu, n-am treabă. Eu zic, acum comisia spune cuvântul. La violoncel era foarte bine. Sunteți mulțumit? Da. Credeți că o să luați nota minimă, să stați în centru? Da, 8 e? Minim, pentru ce? Aha, bine, o fi eu când la tribunal, ca să știți, vă mai vizitați. Nu toți menestrelii sunt însă mulțumiți de existența unei selecții. În toate țările democratice, în Italia, în Germania, că domnul primar este neamț și acolo nu trebuie așa ceva. Și îngrădește a cântărețelor niște drepturi. Cei cărora comisia le-a dat nota 8 vor putea cânta aici în centrul orașului, dar vor trebui să respecte câteva reguli. În primul rând, la fiecare oră vor trebui să schimbe locul unde vor cânta. De exemplu, la ora 18 aici în Piața Libertății, la ora 19 în Unirii sau la ora 20 în Piața Victoriei. Apoi, distanța între ei va trebui să fie de cel puțin 100 de metri. Nu în ultimul rând, nu vor avea voie să folosească mijloace de amplificare. Autoritățile locale au stabilit și un orar de vară și de iarnă. Din mai până septembrie, între orele 16-22, de luni până vineri, iar sâmbătă și duminică au voie să cânte și dimineața, de la 10 la 12. În timpul iernii, programul e mai scurt, până la ora 20. Cei care nu respectă regulamentul vor fi sancționați. Pot să-și piardă avizul și chiar să fie amendați de poliția locală. În urmă cu câțiva ani, Timișoara a avut chiar și un festival al cântăreților stradali la care s-a renunțat, însă după prima ediție.